Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Senatorul PSD Robert Cazanciuc anunță că reia o inițiativă legislativă mai veche, prin care șoferii care provoacă accidente rutiere cu victime și nu au dreptul legal să conducă, deci șoferii care sunt băuți sau drogați sau au permis suspendat, n-ai dreptul legal să fii la volan, ei bine, dacă provoacă accidente rutiere cu victime, vor merge obligatoriu la închisoare, nu mai pot primi pedepse cu suspendare. 20.000 de persoane sunt trimise anual în judecată în România pentru conducere fără permis, sub influența drogurilor sau a băuturilor alcoolice. Uluitor, nu credeți? Ce cifră uriașă. Robert Cazanciuc este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Domnule senator, dumneavoastră reluați așadar această inițiativă, pedepsirea severă a celor care omoară sau rănesc oameni în accidente rutiere pentru că șofează fără drept. Vă întreb ce s-a întâmplat de n-a avansat în 2019, că ideea este bună. E avansat în 2019, dar s-a împotmolit, din păcate. Spuneați puțin mai devreme că vor fi pedepsiți aspru cei care șofează. Potrivit DEX-ului, șoferul este o persoană calificată să conducă un autovehicul. Cei care se urcă fără permis, spre exemplu, la volanul unei mașini, acela nu este un șofer, ci acela este un potențial criminal care folosește un autoturism pentru a lua viața cuiva. Trebuie să știe cei care te gândesc să se urce la volan fără să aibă permis, adică fără să aibă calificarea de a conduce un autovehicul, vor fi tratați ca potențial criminal, nu ca un șofer care se urcă la volan și la un moment dat în actul de conducere poate face o greșeală care ar putea să ducă la un moment dat și la pierdere de vieți. Inițiativa a început în 2018 de la câteva cazuri chiar de presă prezentate, în care oamenii au fost puțin indignați, n-au înțeles de ce în cazuri în care au murit oameni pe șosele, instanțele au pronunțat pedepse cu suspendare. Pentru că legea permite acest lucru și judecătorul este ținut de acest cadru. Inițiativa mea vine să înăsprească cumva aceste condiții în care cineva poate primi o pedepsă cu suspendare. Scopul nu este de a trimite pe cineva cu orice preț la închisoare, în niciun caz, ci de a-i face conștienți pe cei care se gândesc să se urce la volan fără permis sau dacă au consumat băuturi alcoolice sau mai nou, cum se întâmplă din păcate în foarte multe cazuri, chiar și droguri, că drumul lor nu este niciun caz către libertate. Scopul de a-i face și pe cei din jurul lor, la un moment dat, să-i tragă de mânică, să-i oprească să se urce la volan. Îmi povestea un polițist la un moment dat că a avut la examinare pentru permis de conducere pe cineva care avea în jur de 20 de ani și conducea foarte bine. Și la tema, dar cum a învățat așa de repede în școală? Apoi zice, eu conduc de un an de zile. Păi, cineva a condus de un an de zile având cheile unei mașini, având o mașină pe care cineva a dat-o pe mână. Sau se duc la petreceri împreună și se urcă la volan. Cineva trebuie să-l tragă de mânecă. Foarte corectă observație, pentru că nu provoci un accident rutier din neatenție când te urci la volan băut. Adică nu pleci cu mașina băut că n-ai fost atent. N-ai văzut, nu știu, n-ai văzut semaforul sau n-ai văzut intersecția socială. Există o intenție aici. Ai luat una greșită. Da. Trebuie făcut o diferență, evident. Sunt deja instanțe din România care nu mai califică aceste fapte ca fiind ucidere din culpă, ci pur și simplu un omor cu intenție indirectă. Eu cred că acest demers poate avea succes, dacă și dumneavoastră presa o să vă alăturați lui și mă bucur că avem această discuție. Cum spuneam, pentru a-i face pe cei care vor să se urcă, să se urce la volan fără permis sau sub influența alcoolului, să înțeleagă consecințele deosebite de grave. Sunt convins că știți că... Da, știu. Sunt convins că știți că Europa FM are campanii de ani de zile pentru reducerea numărului de victime pe șosele. E un subiect care ne preocupă intens și ne indignează. Mor mii de oameni pe șosele, dar mă întreb, de ce sunteți parlamentar, ați fost ministru al justiției, sunteți în politică de atâția ani? Mă întreb, de ce e atât de greu de adoptat legislație care să pună sub control agresivitatea în trafic? Nu mi-ați explicat, a spus, proiectul s-a împotmolit în urmă cu câțiva ani. Ok, de ce e atât de greu? Sunt lucruri evidente, nu? Sigur, sunt aspecte politice, sunt aspecte juridice. El a fost respins în 2000,
A fost depusă inițiativa în 2019, a trecut de Senat și a fost respinsă de Camera Deputaților în iunie 2021 de o majoritate parlamentară care pur și simplu a considerat că așa trebuie să decidă la un moment dat, cu argumente aproape jenante expuse într-un raport al Comisiei Juridice, cum ar fi filozofia codului penal nu permite în momentul de față constrângerea judecătorului care trebuie să aprecieze în mod concret dacă cineva trebuie să primească cu pedepsă cu suspendare sau nu. Așa este. Dar judecătorul decide în limitele pe care legea le stabilește. Legea și ce s-a schimbat acum? Parlament. Și ce s-a schimbat legea făcută acum? De Parlament. Nu s-a schimbat, din păcate, nimic. Sunt în continuare 100 de morți în fiecare an din accidente produse pe șosea de oameni care s-au urcat la volan, la volan băuți sau fără permis. Dar colegii noastre din Parlament nu sunt preocupați de această realitate tragică din România? Eu vorbiți sunt preocupați, pentru că sunt multe modificări ale codului rutier care vizează siguranța în trafic, dar probabil n-au înțeles la vremea respectivă de ce am făcut acest demers. Mm-hmm. Eu sper să înțeleagă în continuare că este nevoie de o asemenea inițiativă, pentru că, sigur, au fost multe discuții legate de cauzele care pot să conduc la accidente și s-a invocat de foarte multe ori slaba infrastructură rutieră din România. Da, așa este. Lipsa unei infrastructuri adecvate este una dintre cauze, dar, din păcate, nu principala cauză pentru proștia accidentelor rutiere. Da. Sunt altele cauzele, cum spuneam, mare parte dintre ele legate de cei care se urcă sub influența alcoolului la volan. Domnule senator, vreau să vă mai cer o evaluare. Noi am vorbit, cred că săptămâna trecută, când joi, am salutat adoptarea de către Guvernul României a proiectului de lege pentru implementarea unui sistem care se cheamă E-Sigur, camere de luat vederi, radare fixe pentru monitorizarea traficului, sancționarea abaterilor. Majoritatea ascultătorilor care au sunat atunci să comenteze au spus că e un plan foarte bun. În mod evident e un plan bun. Dar ei au zis așa, că el va fi abandonat când va fi prins cu nereguli în trafic primul politician. Ce vă spune acest scepticism? E o lipsă de încredere pe care românii de foarte mulți ani o au în clasa politică din România. E acest reflex. Eu vă spun din perspectiva politicienilor, colegilor mei, cel puțin din ultimul timp, n-am auzit pe vreunul să spună în trafic atunci când a fost oprit că a scos legitimația de parlamentar pentru a beneficia de o anumită clemență. Nu. Cred că s-au schimbat lucrurile, nu mai suntem în acea paradigmă de acum câțiva ani de zile. Dar politicienii sunt datori în continuare să facă lucrurile de care oamenii au cu adevărat nevoie, nu doar planuri și proiecte. Mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea senatorul PSD, Robert Cazanciuc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.